Ce vrei să faci? Un respect de la ploiești, de salut pe toți. Ai în decembrie și alea. Bă, nu am găsit nimic așa alea, bă, că nu mai mă provoacă ăștia. Bă, primul nu mai mă provoacă ăștia, mă, și alea auzit că am pumnul greu, mă, cu aia. Păi unde, că aveai pretendenți și acum nu vor să păi mai ce bată. Păi ce pretendenți și alea auzit că tata e pumnul greu, a văzut că îi învenețez pe ăștia, că e așa și alea și nu mai apare, ești nebun la cap. Uite, își caută meciuri ușoare, își caută meciuri de-astea. S-a bătut cu tine și hop, are meci din nou cu Fakirul. L-ai lansat pe Piciu. Da, mă, dar l-am lansat și alea, asta este, fratele meu, nu-i problemă. Lasă să lansez și alea, că mă bucur pentru el, că merită, că e băiat bun. A dezvoltat, da. Bă, nu-i băiat rău, da. A? Nu-i băiat rău. Nu-i băiat rău și alea, e băiat cum trebuie și alea, știi? Dar să treacă și la Smart 2, să treacă la bătaie cu Smart 2, gata, a bătut un fraier, bate 2 și alea, cât o ține așa, ești nebun? Păi acum are cu Fakirul, vezi că n-are meci ușor cu Fakirul. Totuși e Fakirul cu metre. Da, e Fakir. Totuși e Fakir, e la cap. Nu e meci ușor, că e te rog Fakirul. Da, da, da. 95 de chile, dar e puternic. Da, dar e tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, știi ce zici? Și ala, e puternic. E puternic, da, că își face asta. În fine. Și ala, nu vreau să vorbesc nici de Fakirul, că e prietenul meu și ala, știi? Ce că e pe live acum, mi-a dat 100 de lei la un băiat pe live. Cine fac? Eu dacă caut un Smart 2 și alea ca să mă bag cu el, vezi, pitbule, că nu mai există Smart 2, nu mai există de-astea, sunt numai bombardieri care latră și nu mușcă. Eu caut unul de ăsta mai Smart 2. Bă, nene, haide mă unul de ăsta mai șmecher, care te dai leu, care te dai asta. Snipe acum pe final să-l ardem pe plândul. Snipe, snipe acum. Băi, hai să dăm și noi un snipe pe final. Băi, hai să dăm un snipe pe final și alea, că nu-mi place scorul ăsta, 71 la... Ai intrat și după 10 zile. Te-am bătut numai din tap-tapuri, fii atent. Am intrat și te-am bătut numai din tap-tapuri. N-am, frate, susținere. Dar cu cine ți-ai dori să te mai lupți, blondule? Păi eu cu oricine, fratele, știi că fratele tău nu are de-asta și are, dar mie îmi place meciul ăsta mai puternic. Nu mai ai scandal cu nimeni, nu te mai ceri cu nimeni. Am fost blocat, stai că intru și mă cert acum. Ca să te blochezi din nou. Îl bate Piciu pe Fakirul și alea. Păi așa ar trebui. Bă, nu-i meci ușor, să știi. Eu nu îl subestimez. Lasă-mă că așa ziceam și cu cârnatul ăla de pre. Dacă nu-i meci ușor și calm și astea, sunt meciuri ușoare față de meciurile forță și alea, știi? Păi dacă nu-s meciuri ușoare cu ăștia, cu cine să fie forță? Cu cine să fie ușoare? Haide, mă, că tu ai avut noroc cu el că ai făcut manevră și a răcit și a venit din perfuzii din spital direct la meci cu tine. Da, mă, da, și el a făcut manevră cu Preda, dacă avea o găurică aici în cap, mă, avea o găurică. Băi, ce naibii, mă, și alea manevră? Așa manevră? Da, 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 mă, da, câștiga Piciu cu tine. S-a aruncat pe tine ca în piscină. Nu vezi că e campion, nu vezi că e campion, o ține numai în câștiguri. Bravo lui, lasă i dat Dumnezeu sănătate. Păi. Hai discut top top. Top top toată numai. L-aș mai bate și o dată pe gândacul ăla, dar nu știu că nu-l mai cheamă ăștia pe Nerisef și alea la aceasta. L-aș mai bate o dată și alea, dar... De fără arbitru aș vrea să-l bați, știi? Că pe ăla ai văzut că îl bați, bă, îl bați în norocești și toți zice, stai că greutatea, stai că... Păi cu Sandu Lungu n-a mai fost greutate, n-a mai fost la fel și al... Bă, dacă l-a lăsat Piciu subțire, frate Mișoare, dacă era să-l prindă, să bate el pe Piciu, bă, dacă vedeai ce făcea pe site-urile astea, era jale. Și Piciu l-a lăsat ușor. Aha, frățiorul, că nu știu ce... A câștigat Piciu, pe bune, n-a avut ce să facă. Bă, nici nu l-a atins măcar ca să ai de ce să zici, bă, ți-a mai dat și eu, mai dat și tu, ne-am mai răsucit, ne-am mai învârtit. Bă, nici nu mă atingi, nici măcar n-ai băiat de băieție să recunoști, da, frățiorul meu. Și al. Păi ai văzut cum am bătut eu cu Piciu, la sfârșit ea și alea, da, frățiorul, ai câștigat săruna pentru masă, cu tare, nu știu ce, și alea, așa se face, nu? Meciul ăsta te ard, blondule. Cine? Eu, cum cine? Meciul ăsta te ard. Ah, stai, potol și alea. Armagedanii mei pe el. Nu este, n-ai, te pup, ziner, te pup. A venit ultima ta aici. De ce mai dat data trecută afară de casino? Păi dacă erai obraznic, dacă erai drincuit și obraznic, cum să nu te dau afară? De ce mi-ai dat afară? Ia uite, am dat afară din casino pe un frer, că tot stătea pe capul meu. Vezi cum tușește tataie și scui părul pe tine. Păi nu, fratele, că mi-am pus niște de-astea, fii atent, mi-am pus de-astea, să nu mai fumez. A, da. A, uite, astea, știi? Ultima, cum fumez. Mi-am pus de-astea să nu mai fumez și alea și, știi, să mă curăț. Să nu mai fumez de câteva zile. Să nu te curăți.
Nu mă curăț de tot, Mi-am pus data să nu mai fumez ca să am aer. Pe Cârgean. Și să duci mai mult, am înțeles. Atâta lui trebuie lui tata, că dacă duc două reprize să moară viața mea și alea. Băi, țineți-vă femeile în casă, că dacă duc două reprize e jale. Te-ai fi bătut în gala asta, a fost frumoasă. Bă, sincer, și alea, pitbule, nici, bă, nene, nici nu pot să fac un meciul din lună, fratelu, și alea, că nu sunt tânăr și alea, nu mai sunt așa. Ai văzut atunci, mi s-a luat respirația, mi s-a luat alea, știi? Asta și plus că a fost vara, am zis să-mi fac și o vacanță, să stau și eu cu familia, să stau și eu cu asta, știi, că dacă era să o țin iar în antrenament, iar în alea, pula, știi, și alea. Nu am fost chiar așa, mi-a plăcut gala, a fost super frumoasă, cea mai frumoasă gala a fost și alea, știi? Toate meciurile, forță, toate alea, a fost frumos și Caterinca și tot ce vrei, știi? Și alea. Dar nu mi-aș fi dorit așa, așa. Bine, când vezi gala și asta, îți dai seama că îți dorești să asta, știi? Când dar nu acolo, am zis... te mănâncă pielea. Și ai vrea în cușcă, când îți pupă. Ai vrea în cușcă, da, și alea, te mâncă pielea și ai vrea în cușcă, știi, și alea. Dar am zis, bă, nene, și alea, nici nu merge din lună, și alea, că nu mai sunt tânăr și asta, știi? Am luat și o pauzică, o asta, și acum, în gala asta, aș vrea să prind un meci. În decembrie, acum, înainte de Crăciun. Adevărat că mi-o foame, de-aș mânca și bătaie, ești nebun la cap. Faci și tu bani din purceluș. Bani de purceluș, da. Nu vreau să fac bani de purceluș, vreau să fac bani de porc. De cât am mai porcul. Am mâncat un semis, am băut o cafea și beau apă plată. Ai mâncat, nu? Deci te-am prins la masă. Da. Mic. Am mâncat mic, că mă duc, să cumpăr niște, nu mă ferez la tine, mă duc să cumpăr niște baloți. Ca așa e, ciobănie. Hai să jucăm de rușinea ta, joc, eram un pic dilatată, dar hai. Am vorbit cu Dan Blondu și mi-a zis că, uite mă, eu l-am lansat pe Piciu, vezi? A câștigat cu mine, a câștigat cu Preda, acum se bate cu Fachiru, îl fac campion pe ăsta. Da, e băia ca lumea Blondu. Te-a lansat Blondu. Că m-aș bate și eu acum, dar nimeni nu mai vrea cu tataie, că nimeni nu mai vrea. A, vrea să vrea Eric Sebar. Trebuie să știi că e de Caterinca Blondu, e de show. Nu știu cum, dar poate i-o dat și lui meci. Ce meciuri mai sunt? Sunt eu cu Fachirul, mai știi vreun meci? Până nu s-a mai lăsat vreun meci, nu? Nimic. Te întreb și eu acum ceva pe tine, frățiorul meu. De ce eu sunt primul meci? Că ai ca să vă spun de ce. De ce m-a căutat pe mine Eric Sebu, primul care m-a căutat pentru 11 decembrie? Hai să vedem dacă ghiciți. Să moară copiii de aur, ia spuneți-mă. De ce te-a căutat primul? Că păi de ce a semnat eu primul din atâția aia, ca să știu? Spune-ne și nu. Pentru că este accesibil. Și că a vrut lumea să se vadă din nou, probabil. Ai, frățiorul meu, lumea. Nu știu ce, lumea ne face. Lumea, tătuțule, ne ridică. Lumea ne ridică, lumea ne coboară, ca să știți. Sunt disponibil și că... Nu știu că fratele tău e disponibil pentru orice. Hai să spun ceva, dacă cumva erai și o persoană care să nu-ți găsească cu cine să te bați, Fachirul zicea nu, poate. Găsea pe altul. Am o grămadă. Uite, mă invită o grămadă oameni de pușcăriași de așa de-ai mei. Eu le accept la toți. Dar ei nu sunt, ei nu înțeleg. Că nu, eu nu sunt Eric Sebu, eu nu sunt Sebastian Vieru. Trebuie să accepte și oamenii ăia, fraților. Dar nu ține doar de Sebastian Vieru, ține și de cum. Nu ține de mine, tu poți să spui aici, că știi. Nu ține de mine, fraților. Că... Eu aflu ultimul ce meciuri se fac sau ce... Hai să nu, mai taie din ele, pitbule. A tot diresei. Bă, hai să spun ceva. Ia să te întreb ceva. Nu-i mai dă meci, Lupre, dacă vreau să-l văd și eu un alt meci cu altcineva. Dar nu fac eu luptele, frate, n-am nicio treabă, ești nebun la cap. Deci eu am aflat că e conferință la Oxia pe nu știu ce dată de pe afiș. Nu știam, n-am mai trecut pe la studio 200. Mi-a zis Preda că domne, m-ai bătut pe mine că dacă nu știu ce. Ții minte în emisiune când a zis că să-i dau revanșa, când i-am zis: "Hai, da, aici că îi batem acum în cușcă la Next Fighter acolo." Da. Și a zis: "Nu, domne, las că ți-l dau pe unul de la mine de la sală." Păi dă-l pe ăla de la tine de la sală. Adică cum ar veni, îmi cere revanșa, dar vrea să mă bag cu altul de la sală de la el. Îmi cere revanșa pentru altcineva. Am înțeles. Ai discutat top că ne bate și Piciu. Băi, nene, bată viața, mamă ferită de fraghetul ca la dit. Băi, nene. Băi. Am urmit cu băiatul ăla, ne așteaptă acolo. Mi-a dat locația. Mergem pe aici, spre București. Da, am avut locația. Neața, fraților. Băi, frații mei, una peste alta, hai să-mi spună fratele vostru care cum stă treaba. E greu să ai talent, să ai noroc în viață, să ai... Nu poți, cu toate că vrei, nu, te dă de gol mersul, te dă... Dicția, adică da, sunt mai multe, mame. Piciule, dar norocul ăsta ți-l mai faci și tu. Cu mâna ta, așa e, într-adevăr.
Muncești, intri acolo, îți faci treaba. Că acum, dacă după, ce, acolo... după ce lupta asta cu fachirul care vrea să bată cu mine, fii atent cum mă bat cu ei. Ce le oferă, ca, dai seama că nu le dă banii mei, eu sunt un pic mai greu acum. Ce le oferă RXF-ul, fac contract cu ei și care bate dintre noi ia banii. Că le dă 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 2.000, 12.000, 40.000. Pe contract acolo se fac cu el și îi spun care... Păi nu, voi știu că vreți să veniți să vă bateți, să vă bat și să luați bani. Dar vă și bat, vă iau și banii, s-ar putea să vă dau și cu un fes. Ia! Păi, hai de ghemă! Și dacă pierzi, ce faci? Cine să pierdă? Îi dai banii. Tu? Dacă îi te bate banii. Fachirul, ce faci? A, dacă îmi bate fachirul pe mine? Mm-hmm. Pe mine, ca să-mi vadă cineva înainte, trebuie să mă omoare, pidule. Păi vezi că nu-i meci ușor. Știu, glumesc. Da, nu e, păi o, meci frumos, o să fie un meci frumos. Uite, am blondul până s-a aruncat place la acolo, vezi că... Place că e un băiat, nu acum că lucrez cu el. E un băiat respectos și e țărand al meu. Așa suntem noi țărani, suntem foarte respectoși. Nu e meci ușor. Nu e, mă, vezi că mă sperii, mă sperii, pitbull-ul ăștia ar putea să-l mai mă prezint, nu mă... Nu e meci ușor, vezi că fachirul pune croșeile pe tine. Atât am vrut să aud, de-abia aștept să mă bat eu cu unul să stea la bătaie. Nu te văd bine. Dăm drumul la croșeuri, dăm drumul. Blondul n-a stat la bătaie, că nu te-au bătut nici jandarmii cum te-a bătut blondul. Ce? Nu te-au bătut nici jandarmii cum te-a bătut blondul. M-a bătut mare, gardă, dacă nu... Bă, la gardă cum a bătut banii, m-am stat 2 ore în comul, la blondul n-am stat. Nu ai stat, dar nici nu ne-ai arătat. Asta e rezistența, duc la bătaie. Știi cum e, știu bătaie că am mai luat. N-ai stat în comă, dar nici bine n-arătai după meciul cu blondul. Păi ce vrei, frățiori, mă, așa? Asta e ciutit cu blondul, cum ar fi, ia, ieși afară. Așa e la bătaie, mai iei, mai dai? Asta e... Poftă bună în continuare, te-ai gata, ai plecat? Bă, blondul degeaba zici că smart da, blond. Bă, nu că mă arte, eu am recunoscut. 30 de secunde, un minut acolo, omul smart da, blond. Tocmai de-aia eu vreau să-l văd în elixir. Pă bune, mie îmi place de... Îmi place și țin la el, că e dulceață de băiat. Nu e arogan, nu are arfe, nu, adică e ce trebuie. Și adevărul că nici tu nu ai fost de parte de Piciu. Bă, nu știu ce vrei să zici, că eu să fiu de parte de hateri, Piciu. Hateri, lasă hateri, tată, lasă-i. Na, bă, una trebuie. Peste alta și care pentru mulți, crede-mă ce spun, că eu, pentru mulți care vorbesc și stau în fața laptopului sau tabletei sau telefonului, să zic așa, băi, fraților, vedeți că în cușcă nu e ca pe stradă, ca să știți. Ca să știți de la mine, când intrați acolo cu 6-7 mii de oameni, vedeți că se cam schimbă șmecheria. Nu e ca pe stradă, că duci de la unul ca pe ora, ora și data stabilită și știi că se apropie meciul, nu mai e la fel, da? Așa e, cât ai fi tu, e adrenalina, e emoții. E mai simplă treaba, este un conflict spontan. E cu imore. Ori la par, ori la spital, mai mergem cu 2, 3, 5 prieteni, acolo trebuie să te antrenezi și ești tu unul la unul cu ăla. Da, da, așa e, nu e ca pe stradă. Nu te duci pervers pe la spate să-i dai dama cu camelii. Uite, dar ce vreau să văd? Ăștia de comentează, vreau să-i văd și o dată, să-i... Bă, dacă tot zici de mine că nu fac, că nu trec. Păi eu am 2 meciuri, voi n-aveți niciun meci. Măcar o jumătate de meci să aveți și voi, ca să putem să ne luăm. Ca așa, dacă voi... Am început să-mi curgă mâncarea până în capăt. A fost de cir. Bă, intră pe profilul meu și vezi că am un highlight cu niște faze. Lasă, Pidu, dacă sfârșit, tu zici că ai minte acolo, minte vezi dacă am fost de cir luptător. Lasă, bă, că te știi cu toții, că te-ai bătut ca un spartan și alea. Trebuie să stai să... N-am 1.45, am 1.62. Deci e un pic de diferență și m-am bătut și cu adversar de 1.92. S-a bătut pe bune. Bună, ce faci frumos? Bine sau foarte bine? Da, să pute bunicu. Și cum e Piciu? Bă, ce să mă antrenez, bă, frate mei, că trebuie să mă duc să cumpăr baloz la animale, trebuie să în seara asta am de la 19:30 pe canalul de YouTube RXF MMA vom intra cu o emisiune live unde vom face anumite anunțuri bombă și merită să intrați acolo să ne vedeți de seara. În seara asta de la 19:30 intrăm live pe canalul de YouTube. În seara asta de la 19:30 sau de la 20? De la 19:30.